Întâlnire la înălțime joi dimineață în curtea Colegiului Național Mihai Viteazul. Componenții echipei de seniori a CSM Petrolul Ploiești nu puteau rata ocazia de a-i premia simbolii pe tinerii basketbaliștei colegiului, recent deveniți campioni la Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Suntem bucuroși că Liceul Mihai Viteazu, pe lângă cei peste 100 de olimpici naționali, are și mai multe echipe care s-au calificat la fazele naționale, iar echipele de basket băieți-fete au debutat cu câte un premiu întâi, cu locul întâi la națională, ceea ce ne dorim și pentru ceilalți copii ai școlii. Tinerii sportivi privesc cu încredere spre viitor. Sunt încrezător, vreau să demonstrez echipei și fanilor din Ploiești tot ce am de arătat și da, să fie cu cât mai mult bine. Să fie. Cum e pentru voi, față voi, că sunteți o clasă de campion? Ai mai întâlnit așa ceva? Nu, n-am mai întâlnit și este foarte frumos. Și cred că și domnul diriginte este foarte mândru de noi. Tricourile de campioane nu au uniformă școlară? Da, putem spune și așa. Și încă 2 ani tot cu tricourile de campion pe noi vrem să fim. Deci deportați în continuare, până la terminarea... Da, până la terminarea liceului. Ușit. Am intrat în clasa 10-a cu gândul și speranța că vom fi campioni și vom face ceva ce nu s-a mai întâmplat. Eu le-am spus de când am intrat ca diriginte. Vom face performanță ca să rămâneți în istorie. Și să știți că ne ținem de promisiune până în clasa 12-a, ținând cont că ei sunt numai clasa 10-a. Vom mai întâlni cu asemenea situație? Este unicat. Unicat și în instituție, s-ar putea să fie unicat și la nivel național. Ar trebui să verificăm statistic dacă există vreo unitate școlară care are performanțele noastre. Elevii din echipe sunt școlarizați la toate specializările, mate, info, științele naturii, filologie, volei.